În anii 1987-1988 mergeam împreună cu bunica la rugăciune. Bunica o lua într-un fel așa, pe post de paravan, pentru că era urmărită de securitate. Bunica era membru într-o biserică pentecostală. Dar dacă o vedeau, cei care o urmăreau, o vedeau cu nepoțica de mână, probabil că nu îi dădeau mare atenție. Claudia Buiciuc este invitată astăzi la Vieți Transformate. Claudia, bine ai venit! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație! Spune-ne cum a început umblarea ta cu Dumnezeu. Ai crescut într-un fel, într-un mediu legat de biserică. Da, pentru că bunica mergea la biserică și de cele mai multe ori când mergea în case de rugăciune, în diferite locuri, mă lua cu ea, pentru că, după cum știți, erau urmăriți, unde se adunau mai mult de 4-5, deja era ceva bătător la ochi și aveau probleme. Și atunci oamenii mai în vârstă lua pe cineva, de exemplu nepoței, că nu bătea așa la ochi că te duci cu nepotul la rugăciune. Copiii în general vreau să se joace, nu să meargă la rugăciune. Și a fost un timp în care Dumnezeu, prin puterea Lui, a pus în mine o parte din cuvântul Lui care peste ani a început să rodească. Chiar dacă nu s-a gândit nici ea, până acum sunt singura care am făcut legământ cu Dumnezeu din toți nepoții pe care îi are. Și așa a început. Îmi plăcea faptul că oamenii căutau ceva, chiar dacă era interzis, era ceva, o atracție puternică. Când știai atunci, aveai o vârstă mică. Aveam 6-7 anișori, abia începeam școala, nu prea înțelegeam multe dintre lucruri, dar era intrigant să te duci undeva, cumva să te ascunzi, că mi se părea că facem ceva nepermis, cu toate că era cel mai bun lucru pe care îl putem face vreodată. Din punct de vedere al autorităților de atunci, da, era nepermis. Era nepermis. Și știu că de cele mai multe ori puneau în geam pături sau ne rugam așa mai încet, cu voce mai blândă, așa, ca să nu se audă, să nu audă vecinii, și niciodată nu a fost în aceeași locație. De fiecare dată era în altă casă la rugăciune. Ce se întâmpla acolo, la acele întâlniri de rugăciune? Ce, doar se rugau oamenii? Pentru ce se rugau? Se rugau și cântau, îmi plăceau cântările și cred că de atunci în inima mea a rămas o bucurie, pur și simplu inima mea cântă. Ce cântări îți aduce aminte de atunci? Cred că cea mai puternică melodie care răsună încă după atâția ani este Dumnezeu Mare Creator. Te văd în vârful munților, deci mi-aduc aminte, parcă și acum aud. Melodia asta chiar a avut impact și cred că nu numai asupra mea, asupra multor copii, că cred că era printre primele melodii care s-au înregistrat pe casetă și mi-aduc aminte că noi derulam cu creonul caseta. Da. Văd, Doamne, chipul Tău de Creator, așa s-a numit melodia. Ce interesant, într-o vreme în care la școală copiii erau învățați evoluționism, că am apărut din maimuță. De fapt, și acum se învață același lucru, din nenorocire. Așa este. Erau acele cântări care spuneau, Doamne, în munți și în voi te văd, măreț creator, Tu ești creatorul. Deci, pentru mine era diferit de ce învățai la școală. Foarte diferit. Da. Și a avut un impact peste vreme. După aceea, pe la 12 ani, am primit o invitație la o biserică pentecostală, tot în Bocșa, și când m-au văzut tineri, a zis, haide să cântăm o cântare, să cântați împreună cu noi. Fără repetiții, fără nimic? Fără nimic, absolut. Deci, prima dată când am ajuns să mă uităm, așa, eram cum foarte emoționată, biserica plină. Asta e ce mi-aduc aminte, că în timpurile alea Dumnezeu avea oameni dedicați, pot să zic, 100%. Da. Și mi-aduc aminte că
am ieșit în față cu grupul de tineri și melodia era căutați pe Domnul Iisus câte vreme se mai poate găsi. Și probabil că cântând de pe foi, eu nu știam, nu am cântat-o, cum să vă zic, în casele de rugăciune nu se cânta asta, era o cântare pentru evangelizare și practic m-am evangelizat pe mine și mulțumesc lui Dumnezeu. După aceea am intrat în, pot să zic, în contact cu un grup de tineri crescuți în biserica penticostală, care au descoperit că, de fapt, este ceva mai mult din Dumnezeu și căutau mai mult. Și timp de un an jumate am mers împreună cu acești tineri, studiam foarte mult Biblia, aveam cărți trimise de prin Germania, de oameni care îl slujesc pe Dumnezeu, printre care și Reinhard Bonnke, Peter Wendt și mulți alții, Marghis, și îl căutam pe Dumnezeu. În timpul ăsta am fost botezată cu Duhul Sfânt și practic a început cea mai frumoasă aventură a vieții mele. Pe la 13 ani și jumătate am fost la, cred că prima conferință de la Centrul Creștin Brașov, în 9-11 mai. Am plecat cumva șantajând-o pe bunica să-mi plătească biletul de tren, la care ea m-a mustrat și a zis, pentru Dumnezeu nu trebuie să șantajez, că îți dau cu dragă inimă. Și chiar o iubesc pe bunica. Am plecat la Brașov, de aici din Timișoara, era o aglomerație, parcă ceva încerca să nu mă lasă. Ei au urcat în tren și eu nu mai ajungeam, deci nu ajungeam la ușă. Și m-au luat pe geam, m-au băgat pe în compartiment, m-au tras înăuntru în tren. Vreau să vă zic că a fost o experiență cu un impact fantastic față de ce am văzut eu și am trăit oarecât într-un an jumate umblând așa prin biserici, ce am văzut acolo a fost o frântură ruptă din cer. Chiar a fost o frântură ruptă din cer. Deci la sala Tractor a fost, cred că, cel puțin 600 de oameni. Când au început toți să cânte, nu știu, a fost o emoție atât de puternică, ceva ce nu se poate explica în cuvinte. Și după aceea, unii dintre noi au rămas la școala biblică în Brașov. Eu fiind minoră, aveam 14 ani, 15 ani aproape, nu aveam niciun drept să fac nici școala biblică și părinții sub nicio formă nu m-ar fi lăsat să plec de acasă. Grupul s-a destrămat și am rămas minorii, că eram mai mulți tineri. Și bineînțeles că ne-am pierdut, ne-am întors în lume. Dar în timpul ăsta cât am făcut școala... Ce înseamnă că te-ai întors în lume? Care adică... era diferența pe care tu o făceai și o vedeai în mintea ta între lume și lumea lui Dumnezeu? Păi... Faptul că mergeai la biserică sau faptul că mergeai la rugăciuni? Nu biserica. Biserica, puteam să merg, că sunt biserici în Bocșa, deci chiar avem biserici de toate culorile. Sunt biserici. Doar că în momentul în care ești integrat și ești prins în trupul lui Hristos și dintr-o dată nu mai ești niciunde, îți pierzi cumva speranța, îți pierzi stabilitatea, simți că nu mai ești în lumea ta, ești lăsat deoparte și atunci am fost cumva părăsiți, nu de Dumnezeu, de oameni și bineînțeles că nu ne-am întors de moment în lume să păcătuim, dar cu timpul ne mai trăim în prezența lui Dumnezeu. Și nu mai avem pe nimeni care să ne caute, să ne întrebe, să ne ridice, să ne susțină. Totuși, în adolescență, sunt atâtea lucruri de care te izbești și
chiar n-a mai rămas nimeni lângă noi. Ai nevoie de un mentor, ai nevoie să fii ucenicul întotdeauna, cuiva? Întotdeauna. Da. Chiar și acum, după atâția ani, simt nevoie de mentor, pentru că sunt lucruri care te izbești, cu care nu le-ai mai întâlnit. Sunt oameni care au o experiență mult mai bogată cu Dumnezeu și îți doresc să fii în apropierea lor, ca să vezi și în diferite încercări ei cum au trecut, ce ar putea să-ți spună din partea lui Dumnezeu, pentru că în momentul în care ești prins într-o încercare, diavolul încearcă să vină să te acopere, să-ți închide toate posibilitățile de a ieși din încercare și atunci ai nevoie ca cineva să vorbească în viața ta. Am luat Biblia cu mine, mi-e foarte dragă, arată... Biblia tinereții. Da. Am făcut la 13 ani un studiu împreună cu tinerii despre care v-am vorbit, când ne adunam într-o casă și făceam studiu biblic. Și pentru ca să o câștig, trebuia să fac un studiu pe un nou testament. Cine este Iisus Hristos? Și de atunci, întrebare. De atunci am această Biblie și o iubesc. Cine este Iisus Hristos? Cine este Iisus Hristos? Pentru mine este totul. Deci este Domnul Domnilor și Împăratul Slavei. Este Prințul Păcii, căci doar El ne poate da pacea în furtuni. Este Cel ce aduce bucurie în necaz și pacea în furtună. Și chiar am avut suficiente ocazii în viață să-L cunosc pe Dumnezeu și să văd puterea tăriei Lui. Nu cred că ceva mă poate împlini mai mult decât Dumnezeu. Și când spun Dumnezeu, spun Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos da, și Duhul Sfânt. Sfânt. Da. Pentru că fiind unul singur, totuși te învăluie. Te învăluie perfect. Cred că în fiecare om este un strigăt după Dumnezeu. Și cred că fiecare om are parte de cercetare din partea lui Dumnezeu. Nu o singură dată. Poate de 10-20 de ori. E foarte important să cunoști timpul cercetării. Și Duhul Sfânt nu intră cu bocanci în viața unui om. Nu, Duhul ci, Sfânt... foarte finuț. Duhul Sfânt foarte este finuț. Foarte, foarte finuț. Este ca o... Aș putea să... Gentil. Să-l asemăn cu o pană, delicat, foarte... E ceva ce nu poate fi explicat, dar îl simți. Îl simți. Este cel mai bun prieten. De cele mai multe ori, chiar dacă greșesc că vorbesc despre mine și simt că greșesc în multe lucruri, îl iubesc pe Duhul Sfânt, că vine și mă mustră. Dar nu mă mustră ca să rămân sub condamnare. Vine și îmi dă și soluția. Pentru că viața trăită cu Dumnezeu este o relație în care trebuie să investești. Trebuie să investești timp, în primul rând. Trebuie să investești în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu dacă nu iubești cuvântul Său. Așa este. Pentru că Dumnezeu se descoperă prin cuvântul Lui, pe care trebuie să-L strângem în inima noastră. Îmi place cum psalmistul spune: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Dumnezeu ni s-a descoperit prin cuvântul Său, prin Biblie, ni s-a descoperit prin natură, da, ni s-a descoperit da. Prin Domnul Iisus Hristos. Da. Dar în acest moment cel mai la îndemână este Biblia. Este Biblia, da. Și natura, dar puțini sunt care se mai uită la natură și se gândesc ce măreț creator. Da, Biblia și natura, da, într-adevăr. Și în relația cu Duhul Sfânt... Duhul Sfânt vine și îți vorbește. Cred că este singurul care a fost alături de mine în toți acești ani. Chiar dacă cei din jur care trebuiau să mă ridice cumva, n-au înțeles de cele nu mai multe ori. Nu te poți încrede în oameni.
Da. Este bine să ai relații bune cu oamenii, da, dar nu că m-aș încrede în om, nu mă încred neapărat în om, dar de multe ori, ca și om, ai așteptări de la cel de lângă tine și aștept să te ridice, dar el nu înțelege prin ceea ce treci. În schimb, Duhul Sfânt vine și te ridică. Te ridică și îți dă o putere, chiar dacă nu schimbă situația în care ești, îți schimbă mentalitatea și îți dă o pace și o bucurie. Îți dă o bucurie pe care nu ți-o poate da nimeni și nimic în această lume. Chiar diferența nimeni. Este nu mai ai privirea țintită asupra situației în care ești, ci ai privirea țintită asupra lui Dumnezeu, să-L lauzi pe Dumnezeu, să-L lauzi numele lui Dumnezeu și atunci îți dai seama că situația în care ești este nimic. Așa este. Așa este. Și de cele mai multe ori mă plec în rugăciune și spun, Doamne, ce mare ești! Și de fiecare dată Dumnezeu mă uimește cu felul în care lucrează, pentru că niciodată nu lucrează la fel. Și niciodată nu lucrează doar atât cât m-aș fi gândit eu, ci face mult mai mult, mult mai mult. Am avut o perioadă, după cum am spus, în care m-am întors în lume. Și am păcătuit, ca toți tinerii. Cel mai mare impact asupra mea au avut-o țigările. Am fumat foarte mult. Am început să fumez în clasa 10-a și am fumat foarte, foarte mult. Fumam și 2 pachete de țigări pe zi. Deci pentru mine dimineața însemna țigara. În liceu, 2 pachete de țigări pe zi? Da. Erau și foarte mulți bani. Erau și foarte mulți bani și... Și plămânii erau... Cum erau, da. Afumați. Foarte afumați. Da, și nu doar plămânii, ci... Și haină și tot, da, absolut, da. Am putut să mă ascund de părinți pentru că tata fuma și mama a avut o problemă și nu are simțul mirosului dezvoltat. Ceea ce și-a pus amprenta asupra mea cel mai mult a fost duhul mândriei. Pentru este că un păcat, mândria? Este cel mai mare păcat. Nu faci rău nimănui, nu-i spargi casa nimănui, nu te... Așa este. Este cel mai mare păcat. Și vine mână în mână cu judecata. Astea două duhuri vin împreună, pentru că îmi aduc aminte perfect că mă vedeam pe mine cea mai bună și întotdeauna am avut un spirit competitiv. Am făcut și karate. Karate? Da. Și atletism și... Deci chiar mi-a plăcut competiția. Și karate chiar cu tot da. Ce? Da, am făcut Shotokan. Și atletism. Da. Asta e... Sportul e bun, dar nu karatele. Pentru că implică alte forțe spirituale. Da? Crezi? Da. Cu siguranță. Adică ideea de bază la karate este nu neapărat să lovești. Nu neapărat să lovești. Cât să te aperi. Da, asta e ideea de bază. Dar... Care este gândirea din spate? Sunt lucruri mai profunde. Trebuie care să nu-ți urăști dai seama pe la început. Nu neapărat. Da? Dar se imprimă în tine un fel de posesiune. Ți se pare că... Dacă am chef, îi dau pe toți jos. Cu siguranță. Da. Cu siguranță. Dar nu-mi pun mintea cu ei. Dacă aș vrea să-mi pun mintea, bine, sigur, ne învățea că termin pe toți. Trebuie să ne disciplinăm. Dar lasă în urmă o furie care nu poate fi explicată. Și sunt lucruri care distrug. Distrug. Nu se văd la suprafață, dar se simte în interior. Da. Cum ești în relațiile cu ceilalți? Spre finalul discuției, emisiunii noastre. Cum ești în relațiile cu ceilalți? Ce au spus colegii tăi de alt sportiv? Ce au spus cei din familie în momentul când tu ai decis să îl urmezi cu toată inima pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt? La 26 de ani, spre 27, am fost diagnosticată cu
cancer și în urma unui test Babeș Papanicolau, așa de rutină, a ieșit urât. Și a venit cumva depresia peste mine. Fetița avea 6 anișori. Și mă uitam la ea și începeam să plâng. Mă gândeam, ce o să fie de copilul ăsta? Lăsat singur în lume. Pentru că știam că nu prea este scăpare de aici. Am văzut foarte mulți care au murit de cancer și pur și simplu Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, că mă rugam așa, știam că ceva din Dumnezeu, care l-am cunoscut de mult, are putere. Și am început să-L caut din nou pe Dumnezeu. Am zis că doar Dumnezeu este soluția. Și așa, treptat, cumva Dumnezeu m-a prins la colț. Pentru că Dumnezeu este suveran și dacă noi nu suntem credincioși în relația cu El, El rămâne credincios, slăvit să-I fie numele. Amin. Amin. Și am avut o problemă cu fetița. Am stat o perioadă în Spania și ne-am întors din Spania în concediu și a început să vomite, dar vomita de 14-15 ori pe zi și nu-i găseau nimic absolut. I-au făcut test la orice virus, au gândit că fiind din Spania poate e ceva. Și țin minte că eram aici în Timișoara, la lui Surcanu, internată de aproape o lună și nu era niciun rezultat. Am fost disperată. Am fost disperată. Am mers la o anumită biserică și am făcut lucruri de care nu pot să zic că condamn pe cineva, pentru că în disperare cauți orice soluție. Și nu m-am gândit în timpul ăla că ar fi ceva rău, că totuși am mers la biserică. Și după o săptămână și ceva, după ce am mers atunci la biserică, mi-am dat seama, totuși ce am făcut, nu e bine ce am făcut. Și te-ai închinat la altceva decât la Dumnezeu? Da, am pupat moaștele. În numele Domnului Iisus Hristos? Da. Da. Așa este. Și mi-a părut rău, mi-am cerut iertare de la Dumnezeu, pentru că știam că Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești. Și atunci m-am ridicat, fetița era în pat, întinsă, în ambele mâini avea perfuzii, slăbise groaznic de mult. Și am spus, Doamne, dacă Tu existi, dacă Tu existi, ești așa de bun, fă o minune. Asta a fost sâmbătă seara. Duminică dimineața a venit medicul de gardă, pentru că deja eram acasă, eram de 3 luni la spital. A consultat-o, s-a uitat la ea, s-a zis, ce-a pățit copilul ăsta? Dar ce-a pățit copilul ăsta? Că nu mai avea nici ochii în fundul capului, nici foarte vânătă. Era veselă. Și se ridica să-mi fugi, mami, cred că mergem acasă. Era înscrisă la școală ca să înceapă școala. Și duminică dimineața ne-a dat drumul din spital și luni a început școala. Și vreau să vă spun că în puterea lui Dumnezeu am mai răcit ca oricare alt copil, dar așa bolnavă n-a mai fost. Deci tu ai trecut prin cancer. Da. Fetița a fost 3 luni în spital, da, fără să găsească diagnostic. Așa. Și ți-ai dat seama că totuși în disperare ai alergat la ceva ce ai fost învățată, da, din copilărie. Da. Ultima întrebare. Cui trebuie să ne închinăm? Indiferent prin ce am trece. Indiferent prin ce am trece, există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor așa între este. Om și Dumnezeu. Și acesta este omul Iisus Hristos, Domnul nostru. El poate totul. Chiar dacă ni se pare că suntem la capătul drumului, chiar dacă ne acoperă negura, El este lumina lumii.
Domnul vieții care ne poate ridica și schimbă orice situație. Și am care ne-a lăsat Duhul Sfânt mângâietor, exact, și apărător. Exact. La final aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu. Poate sunt printre cei care s-au uitat la această emisiune persoane care au trecut prin cancer, care au avut probleme cu copiii sau care au și care se gândesc, da, vreau și eu să mă închin așa cum cere Biblia și vreau să-L cunosc pe acest Dumnezeu. Un minut de emisiune mai avem, te rog, să înalți o rugăciune. Doamne, ne plecăm cu smerenie înaintea Ta și recunoaștem domnia Ta. Știm că Tu ești Domnul vieții și că Tu ești Cel ce aduci bucurie în inimile oamenilor. Tu ești totul, Doamne, și venim cu reverență înaintea Ta. Te rog, Doamne, pentru toți cei care sunt disperați, Doamne, care nu știu în ce parte să o apuce, vino Tu, Domnul meu și Dumnezeul meu, și aprinde-le lumina, descoperă-te Tu, Dumnezeule, așa cum ești Tu măreț, plin de slavă, plin de strălucire. Întinde o mână peste ei, Doamne, și scoate-i, pentru că știm că brațul Tău, Doamne, Dumnezeule, nu este prea scurt, oricât de adânc ar fi groapa. Tu poți să ridici, Doamne, și să restaurezi. Îți mulțumesc, Tată, că Tu, în bunătatea Ta, ridici orice om, Doamne, și știu că niciun viciu, nicio boală, nimic, Doamne, nu este prea greu pentru Tine. Îți mulțumesc, Duhule Sfinte, că Tu ești Cel ce cercetezi oameni, Doamne. Îți mulțumesc, Tată, din ceruri, că ai trimis pe Iisus Hristos, Salvatorul lumii întregi. Te lau și Te binecuvintez, Doamne, pentru bunătatea, dragostea și harul Tău. Îți mulțumesc în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Rămâneți în bunătatea, dragostea și harul lui Dumnezeu.